Și acum nu fac decât să închid. Nu mai pun problema dincolo. Dar este un pic mai agresiv. Se întâmplă și fișe situația aceasta. Ne oprim aici, dragilor, și vă zic că merită biostupul. Merită pentru că, vedeți, rata de mulțire este foarte bună și producții chiar. Chiar și producții de la roiuri. Deci, nu e o poveste asta, ci este o realitate pe care vreau să vă arăt și să spuneți și să vedeți cu ochii voștri cât de interesant este biostupul. Acum ce se va întâmpla? Cei care vor veni să-l ia, îl pot avea așa cum le spune, cum e, cu tot pregătit. Cei care nu, în primăvară, vor trebui să aibă neapărat încă doi biostupi, se desfac, da? Fiecare în câte un compartiment, deci lângă ăsta încă doi biostupi și aceștia vor da naștere până în toamnă la încă doi. Fiecare compartiment va da drumul la doi. Da? Doi. Dacă e și zonă foarte bună, dacă... Să mi s-a întâmplat chiar trei să obțină. Și în roința din spate. Așadar, nu vă pot spune decât că vă aștept cu încredere și vă spun că merită cu adevărat. Ce bine ar fi să putem să le tragem atenția și să ne sprijine. Așa cum spuneam în proiectul acela, cu fonduri europene date în tranșe. Da, ne-am povestit, numai că eu am vorbit, eu am auzit. La revedere!